Bună ziua tuturor, bună ziua Sorin, bună ziua invitatelor tale de astăzi. Este o bucurie că suntem atât de mulți care suntem informați din punct de vedere polivagal, care folosim asta în practică și conștient în propriile vieți și sper ca șansa celor care sunt astăzi în târg disponibili să rămână cu noi pentru jumătate de oră și să descopere poate un univers nou, poate să se bucure împreună cu noi de universul polivagal pe care deja îl cunosc, cine știe. Sper să fie un moment de care ne vom bucura cu toții. Polivagal, ce cuvânt exotic, ce cuvânt care sperie, poate, ce cuvânt care invită să descoperi ceva acolo. Vă las pe dumneavoastră să vă întrebați ce reacție trezește în corpurile dumneavoastră cuvântul polivagal. Căci așa începe, de fapt, teoria polivagală, de la corp și de la senzațiile pe care orice fel de stimul din exteriorul nostru și din interiorul nostru creează un răspuns la nivel corporal, inconștient, care este foarte frumos și elegant rutat, cum se zice în engleză, sau cablat la toate organele noastre interne, până aici, la baza creierului, de către nervul vag. Și poate de aici ne dăm seama că teoria polivagală are un personaj principal, un erou principal, acest nerv vag, pe care îl iubesc și îl ador. Parte din viața mea este jumătate să fiu muzician. Și o să încep cu zona practică a experienței polivagale, despre care nu știam că este polivagală, și anume de ce atunci când cânt, mă simt bine și corpul meu este în echilibru, mă simt vitalizată, simt că sunt în contact cu emoțiile mele, simt că există un așezământ pentru gândurile intense sau neclarificate, grele din interiorul meu, simt că pot să am o discuție cu mine însă prin actul artistic în care sunt și corp și suflet. Și aflu, iată, prin puterea Universului atât de magică, atunci când m-am ocupat de aceste două cărți minunate, că experiența mea era pe de-o parte mistică și tainică, pentru că nu înțelegeam că se numește teorie polivagală pusă în practică, și pe de altă parte mistică și tainică, pentru că este la îndemâna ființei mele, la îndemâna mea, este în experiența mea de viață să înțeleg și experiențial și, iată, de astăzi și teoretic ce se întâmplă cu mine atunci când simt în corp, atunci când simt emoțional, atunci când declanșez un întreg circuit de informații cognitive, un întreg discurs interior mental pe care câteodată aș vrea să pot să-l ancorez în ceva mai liniștit, să pot să îmi așez o masă interioară, imaginară și să fac curat, să pun totul la locul lui și să recreez o nouă ordine din care eu, de fapt, interacționez cu toate părțile acestea din ființa mea. Teoria polivagală, dincolo de poveștile frumoase, așa metaforice pe care vi le-am spus, asta face. Explică, de fapt, ce se întâmplă în această minunată supă interioară cosmică numită legătura corp, emoții, minte și cum parte din experiența noastră comportamentală și socială, culturală, este, spune Stephen Porges în cartea sa Ghidul teoriei polivagale, creată de modul în care ființa umană, ca organism biologic, a evoluat și și-a creat niște sisteme ierarhice interioare la nivel de sistem nervos, care îl ajută, de fapt, să interacționeze cu stimul exterior și interior și să-și găsească un drum de la dezechilibru și deconectare, stare de frică, stare de anxietate, stare de fugă, luptă și poate, de ce nu, să-și găsească un reper în cum se simte sigur, în siguranță, în creștere și evoluție și cum să creeze un mediu cât mai plin de conectare și siguranță în viața sa, care nu înseamnă să excludă și celelalte părți ierarhice de luptă, fugă și poate de îngheț sau de deconectare, ci să găsească filonul ventral vagal, care le poate conține pe toate. Și acum că v-am aruncat toate aceste bomboane colorate în cuvinte exotice, o să las pe invitații de astăzi să explice mai pe larg și pe înțelesul nostru de ce s-ar putea să ne facă bine aceste bomboane, dacă ni le cumpărăm și le consumăm. Avem în față două cărți, o carte Stephen Porges, un pionier al teoriei polivagale, este primul care a numit astfel această teorie integrativă de înțelegere a experienței psihoemoționale, corporale, umane și care a iluminat tot ceea ce înseamnă lucru cu trauma pentru generații de psihologi, psihoterapeuți, coach, trainer, în ceea ce privește un lucru simplu. Siguranța înseamnă tratament, cum ajungem la siguranță înseamnă terapie, cum menținem siguranța înseamnă vindecare și trauma, de fapt, este pură deconectare, ceea ce înseamnă că vindecarea traumei înseamnă rerutare, reconectare cât mai multă.
Partea a doua din experiența de astăzi o să fie să discutăm pe larg și poate exemplificat despre zona practică a teoriei polivagale, care este Devdana, este această elevă apropiată, urmașă a lui Stephen Porges, care a transpus dintr-o zonă exotică teoretică într-o zonă practică și prietenoasă tot ceea ce înseamnă polivagal, teorie polivagală, și cum de fapt noi trăim foarte conectați la această informație și avem nevoie pe de o parte să o înțelegem cognitiv și pe de altă parte să o integrăm practic în viața noastră, înțelegând ce se întâmplă constant cu noi, cum spuneam, corporal, emoțional și mental. Deci să ne conectăm. Bună seara și bine ați venit și din partea mea. Mulțumim foarte mult, Andreea Tincea. Cartea lui Stephen Porges, Ghidul teoriei polivagale, cea mai importantă carte actuală pe tema acestei teorii. Și ca să o parafrazez pe colega mea, Andreea Tincea, în 1994, când a apărut această teorie, Stephen Porges este tatăl acestei teorii și prin această carte, iar Devdana este fiica. Iar soția lui Stephen Porges este mama, pentru că o să descoperiți în Ghidul teoriei polivagale că Stephen Porges a ajuns să celebreze o zonă de înțelegere mai integrativă și să ajungă la a stipula, a crea teoria polivagală grație muncii de cercetare pe care a creat-o soția sa înaintea lui. Așa că suntem în familie. Mulțumim. Mădălina, când ai descoperit prima dată în practica ta teoria polivagală și aș vrea cumva să faci legătura și cu yoga, pentru că tu ești și instructor yoga. În teorie, în 2018, m-am întâlnit prima dată cu numele de Stephen Porges, când eram în formare în terapia somatică numită TRE, care lucrează cu sistemul nervos autonom, respectiv, cu toate reflexele noastre și eliberarea stresului care e acumulat la un nivel profund, celular, în organism. Și începând să studiez, mi-am dat seama că de fapt intrasem în contact cu partea practică de mult mai mult timp, de la prima sesiune de yoga la care participasem, după care mă simțisem extraordinar de calmă. Un calm pe care nu-l mai accesasem până atunci, pe care mi l-am explicat pur și simplu, au fost niște posturi care m-au ajutat să mă întind, să fac stretching, dar de fapt fusese o reglare a sistemului nervos, profund legată de nervul vag, prin respirație, prin cântarea de mantre, prin conștientizarea momentului prezent, prin care am accesat o relaxare care mult, prea greu, dificil, o putem accesa doar mental, doar gândindu-ne că vrem să ne relaxăm sau punându-ne într-un context de relaxare, ceea ce nu înseamnă neapărat că sistemul nostru nervos e într-o stare de funcționare rest and digest, într-o funcționare optimă. Mulțumim, Madalina. Camelia, folosești teoria polivagală și practica, mai ales în psihoterapia copilului și cu precădere a copiilor cu probleme destul de severe de autism. Aș vrea să ne povestești puțin și despre practica clinică, practica de cabinet și felul în care te-au influențat aceste cărți și teoria polivagală a lui Stephen Porges. În primul rând, pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută să văd că în România, prin acest curaj al editurii Herald, și mai nou prin curajul Institutului Polivagal România, care la bază are Institutul Român de Psihoterapie Integrativă, a cărui membru sunt, am fost plăcut surprinsă să văd că teoria polivagală a ajuns și în România și va ajunge în curând la toți specialiștii din domeniul uman. De ce așa am fost atât de plăcut surprinsă? Pentru că în practica mea, în ultimii, eu am descoperit teoria polivagală direct în practică, nu în teorie. Din 2016, practic, cu copii cu tulburări din spectru autist, în cabinetul meu, această teorie și i-am văzut beneficiile. A fost o luptă pentru mine să explic celor cu care colaboram sau părinților cu care lucram care sunt beneficiile
sărit de siguranță, însă era destul de greu ca oamenii să înțeleagă fără o bază teoretic structurată. Eu le explicam teoria semaforului, dacă e să zic așa, în care zona verde este zona ventrală, da, a nervului vag, starea de siguranță. Zona galbenă este zona de alertă, în care apare hipervigilența și apare acea grijă că ceva s-ar putea întâmpla, și vorbim de sistem nervos simpatic, iar culoarea roșie a semaforului este de fapt starea de imobilizare sau mobilizare, de supraviețuire, de atacă sau fugi, și atunci înseamnă că sistemul nervos funcționează din dosal, din partea din nerva vagal dosal. Era foarte greu să le explic, pentru că ei ce vedeau că fac eu în cabinet era joacă cu copii, eu mă jucam cu copii. Însă, în psihoterapia integrativă a copilului special, eu asigur tot mediul copilului, de la cum sunt luminile, la cum ușa să rămână închisă. Apropo că am regăsit în carte și am fost atât de plăcut surprinsă, pentru că în cadrul terapeutic ușa închisă înseamnă conținere, înseamnă siguranță. Înseamnă că nimeni nu va intra în orice moment pe ușa respectivă. Mă asigur că nu există jucării cu lumini, jucării cu sunete. De ce? Pentru că copiii cu tulburări din spectru autist au tulburări de integrare senzorială. Asta înseamnă că ei simt totul mult mai acut decât noi restul. Faptul că noi nu suntem conștienți de anumite elemente care ne încarcă din mediu, nu înseamnă că acestea nu există. Gândiți-vă acum la voi, în acest mediu, cu atâția oameni care se mișcă în jurul vostru, și gândiți-vă cât de epuizați veți ieși de aici. Asta e pentru că dacă nu avem starea de siguranță, consumăm foarte, foarte multe resurse. Revenind la practica de cabinet, în cabinet favorizam contactul uman. Copiii cu tulburări din spectru autist nu au nevoie de jucării, ei au nevoie de contact uman. Așa este și diagnosticul, nu? În DSM așa apar. Și făceam jocul pe podea, care este și specific floor time, care e o altă formă de terapie, care folosește de asemenea inclusiv ILSU, protocolul de safe and sound, este protocolul doctorului Forge, și folosește de asemenea și termenul de coreglare. Coreglare este momentul în care eu mă uit la cineva în fața mea și sistemul meu nervos intră în contact cu sistemul nervos al persoanei din fața mea, iar starea mea influențează starea ei și invers. Când vorbim de copii, copiii sunt doar coreglați. Ei nu au maturitatea sistemului nervos încât să se autoregleze. Autoreglarea intervine după maturizarea cerebrală. Și în orice caz, chiar dacă suntem adulți, asta nu înseamnă că noi nu coreglăm. De aceea sunăm un prieten, vorbim cu un terapeut, zâmbim pe stradă și ne simțim mai bine. De ce? Zâmbetul transmite stare de siguranță și că cineva e în contact cu noi. Când noi zâmbim, mușchiul median al urechii interne creează o deschidere a angajamentului social. Cu copiii cu autism, pentru că ei au o mimică, ochii sunt, colțul ochiului e mai căzut, nu au mimică, deci nu au expresivitate. Când lucrez cu expresivitatea mea este exagerată, adică efectiv exagerez reacțiile, mimica a feței, tocmai pentru ca ei, prin neuronii oglindă, să preia puțin din aceste mișcări și să se poată ancora în angajarea socială. Acum v-am zis câteva elemente din practică și foarte important este starea de bine. Ca un copil să poată acumula orice fel de informații, el trebuie să fie în starea de verde, cum ziceam mai devreme, și anume starea de liniște, de siguranță, stare de bine. Da, copiii pot învăța în stres, cu stresul competiției din școli, dar nu e o învățare asumată, este automată, dintr-o zonă de alertă, și nu este asumată, adică mai departe ei nu o pot folosi, informația respectivă nu mai poate fi folosită, e asimilată ca atare și rămâne acolo.
Tocmai pentru că nu este conectată cu un afect sau cu o zonă mult mai largă de emoții care să facă experiența de învățare să fie subiectivă și una plăcută, eventual repetabilă. Asta o spun pentru că tot ce am învățat pentru BAC la matematică s-a șters, exact. În 2018 căutam un stimulator de nerv vag, există, VTNS. Din păcate n-am putut să-l iau pentru că în România n-am găsit medici care să dea o rețetă pentru așa ceva. Există doi producători în lume și motivul pentru care îl căutam e pentru că în cazul copilor cu autism există o inflamare a nervului vag. De ce inflamare? Pentru că organismul lor e inflamat, pentru că 95% dintre ei au partea intestinală, care ține sistemul nervos, da, simpatic, inflamat, au tulburări gastrointestinale. Și căutam pentru că este un dispozitiv care tratează epilepsia. Nu știu dacă vă era cunoscut, dar nervul vag este extrem de implicat în epilepsie. Da? Crizele de tip epileptic sunt niște descărcări care au la bază starea nervului vag. Lucrurile se leagă așa, dacă pot să vă povestesc o zi întreagă. Sper că nu-l pictisesc aici pe Sorin. Doar că am observat că momentul în care reușesc să lucrez și cu părinții copiilor și le transmit faptul că un mediu sigur acasă, un mediu securizant emoțional și material, le va ajuta copiii să-și atingă potențialul maxim. Asta este mesajul pe care îl transmit tuturor părinților. Și de asemenea și părinții au nevoie de coreglare. Vă mulțumesc! Mulțumim, Patria Ruxandar. Bianca Poptean, cum ai aflat de teoria polivagală? Cum te-au influențat sau cum te-au impactat atât teoria cât și cele două cărți pe care, iată, le lansăm astăzi? Eu sunt recunoscătoare pentru că m-ai invitat aici și pentru că eu am aflat de teoria asta undeva în 2019, când am făcut un curs de neurobiologia stării de bine cu Daniel Siegel. Și acolo am aflat pentru prima oară despre nervul vag și despre faptul că există o teorie polivagală. Însă faptul că acum a apărut și acest ghid și am citit și am intrat un pic mai adânc în ce înseamnă teoria asta, cumva pentru mine a fost așa o revelație, pentru că dau seama cât de important este pentru fiecare dintre noi, nu neapărat dacă suntem specialiști în sănătate mentală, să putem să înțelegem că siguranța, așa cum spune și Porges, cred că în primele pagini ale cărții, spune că cumva baza succesului nostru are legătură cu cadrul de siguranță pe care putem să-l avem în viața noastră și cu siguranța, câtă legătură are cu conexiunea și cu coreglarea de care spuneai tu, Camelia, mai devreme. Și din punctul ăsta de vedere, pentru mine teoria polivagală este extraordinar de importantă, pentru că înțeleg că acești indici de siguranță pe care cealaltă persoană care vorbește cu mine îi descoperă în mine, da, prin neurocepție, adică într-un mod inconștient își dă seama că glasul meu, cu faptul că mă uit la acea persoană, că o ascult, ea atunci se poate deschide. Și ce spune Porges? Spune că în momentul în care există această stare de siguranță, nu numai că ne vindecăm, dar putem să fim și creativi, putem să facem foarte multe lucruri. El povestește chiar de un studiu cu niște persoane bolnave, în care în momentul în care au avut niște asistente medicale care le-au oferit siguranță, au putut să medieze mai ușor ceea ce înseamnă vindecare. Acum, ce mi s-a părut foarte interesant este că Porges și-a început studiile undeva la sfârșitul anilor 60, însă undeva prin anii 80 vorbește despre faptul că este cercetător, da? Clar, e minunat că această carte există scrisă într-un limbaj accesibil pentru toată lumea și iarăși sunt recunoscătoare editurii Herald pentru asta. În anii 80 el vine și spune că a studiat o anumită populație clinică cu tulburări de reglare comportamentală și se referă la copiii prematuri. Eu sunt mamă de copil prematur și în toate, inclusiv faptul că m-am apucat de psihologie, are legătură cu faptul că eu mi-am născut copilul la 6 luni și am vrut să înțeleg mai multe lucruri despre ce înseamnă să ai un copil prematur, cum îl poți ajuta și cum poți să-i fii alături. Și faptul că Porges în anii 80 și-a rafinat
el a trecut prin mai multe faze ale acestei teorii, dar faptul că el și-a rafinat studiind comportamentul copiilor prematuri și faptul că el spune că un copil născut înainte de a 32-a de, săptămână de sarcină este un copil care nu are acest nerv vag, inteligent, mielinizat, ci are un sistem nervos asemănător cu strămoșii noștri reptilieni, este extraordinar de important în... Bună ziua, doamna profesor! Mă bucur să vă văd în public! Este foarte important pentru părinții copiilor născuți prematuri, pentru foarte mulți copii prematuri sunt cu probleme de autism sau sunt cu probleme de dezvoltare neurologică, așa cum povestea Camelia mai devreme. Mai mult decât atât, ce spune Porges și este fantastic, este că în momentul în care înțelegi că vocea ta, mimica ta, faptul că poți să-l asculți pe celălalt, faptul că poți să-l privești într-un anumit fel, îl face pe el să se simtă în siguranță, este cumva o matriță relațională pe care fie că ești părinte, fie că ești psiholog, fie că ești educator, fie că ești pur și simplu om în lumea asta, te face să-i oferi celuilalt încredere și siguranță, iar acesta să se deschidă și să se simtă într-un mediu sigur. Pentru că v-am spus de Daniel Siegel și pentru că acolo am studiat foarte mult partea asta de teoria atașamentului, care pentru mine este una dintre cele mai importante teorii în psihologie, mă bucur că Porges vine și spune că teoria polivagală este un fel de piesă de puzzle adusă, nu care lipsea neapărat în teoria atașamentului, dar teoria polivagală completează această teoria atașamentului, care știți probabil că are legătură cu îngrijirea timpurie, cu copilăria timpurie, cu faptul cum ne-au iubit, cum ne-au îngrijit părinții noștri. Faptul acesta ne-a setat o matriță relațională cu care rămânem toată viața. Iar ce spune Porges prin teoria lui? El vine și spune că a creat un fel de cod al iubirii neurale. E foarte frumos că spune asta și cumva e pentru mine a avut un impact foarte mare, anume că el spune că acest cod are două faze. Prima fază este că înaintea oricărui contact fizic și a oricărei intimități trebuie să existe o decodare a acestor indici de siguranță, astfel încât să se negocieze cumva apropierea. Și dacă, deci trebuie făcut mai întâi acest lucru. Eu, ca și copil, trebuie să identific siguranță în părintele meu sau eu ca partener într-o relație de iubire. Mai întâi trebuie să decodific indicii ăștia de siguranță care sunt dați de voce, de faptul că acea persoană mă poate asculta, mă privește într-un anumit fel și abia după aceea vine contactul fizic și intimitatea. Iar Porges spune foarte frumos că dacă acest cod al iubirii neurale nu este făcut corect, adică mai întâi să există decodificarea acestor indici de siguranță și abia după aceea contactul fizic și intimitatea, pot apărea probleme în relația acelor două persoane, fie că e vorba de părinte-copil, fie că e vorba de iubit-iubită, fie că e vorba de o simplă relație de prietenie sau de angajator și angajat. Eu, ca și Camelia, aș putea să vorbesc foarte mult despre ce înseamnă teoria polivagală, pe care, repet, am descoperit-o recent. Și sunt iarăși recunoscătoare pentru că editura Herald a scos și această carte a lui Deb Dana, pentru că mi se pare că aceste exerciții sunt extraordinar de importante și nicio teorie nu este completă până când nu vine și cu aplicabilitatea ei practică, astfel încât noi să putem să mergem în cabinet și să putem să nu numai să explicăm, să facem psihoeducație, dar să și... învățăm, fie că sunt copii, adolescenți sau oameni care vin și au nevoie de coreglare, au nevoie de siguranță, să învețe prin astfel de exerciții să poată să ajungă la acel succes de care zicea Porges, adică să existe acea conexiune interumană pe care cu toții o căutăm și ne-o dorim. Mulțumesc! Mulțumesc, Bianca Poptean, și pentru că într-adevăr, ar fi mult de discutat pe marginea acestei teorii și, bineînțeles, și pe partea de practică pe care ai menționat-o mai devreme, cum aseară la Canal 33 România, unde sunt realizator TV, am realizat o emisiune împreună cu invitata noastră, Livia Șerban, care ni s-a alăturat între timp la eveniment.
Așadar, invitația este deschisă, lista este deschisă pentru a discuta și într-un alt cadru despre Stephen Porges, despre Dave Dana, despre teoria și practica polivagală. Ana Silivaș, aș vrea să ne povestești despre cele trei principii și despre importanța siguranței, pentru că, iată, vorbim despre conectare și siguranță, despre importanța siguranței în terapie, dar și în viața de zi cu zi. Mulțumesc, în primul rând, de invitație. Așa o bucurie aici, asta. În primul rând, să avem acces la astfel de informații și să fiu aici cu colegele mele și să mă bucur de toate informațiile care vin. Deci am intrat în contact cu teoria polivagală acum foarte mulți ani, cred că tot prin TRI. Îmi dau seama cât de mult e de aprofundat și niciodată nu e o informație în plus, pentru că avem nevoie să convingem un pic mintea ca să putem să ajungem la corp. Și o să încep cu a doua întrebare pe care mi-ai adresat-o, și anume siguranța și importanța ei. Mă bucur, Bianca a început, mi-a deschis cumva așa, să zic, terenul. Pot să spun că în momentul în care am înțeles și am introdus, de fapt, cuvântul siguranță în viața mea, foarte multe lucruri s-au schimbat, pentru că a devenit filtrul meu principal prin care mă uit la trăirile mele, la reacțiile mele, la comportamentele mele. Și mai mult decât atât, am devenit un pic insistentă și enervantă pentru clienții mei și pentru cursanți. Și acum una din întrebările de bază e dacă te simți sau nu în siguranță. Și chiar ieri am avut o sesiune cu o clientă care s-a uitat la mine. Ce cu tot întrebarea asta? Ai încredere în mine? Și e foarte important să aducem acest simplu cuvânt în discuțiile noastre, dar e și mai important să începem să-l definim. Ce îmi dau seama este că, din păcate, nu avem un limbaj destul de variat în a descrie experiențele noastre fizice, printre care, evident, și siguranța. Și nici de cele mai multe ori nu avem limbajul variat în a descrie și momentele în care nu ne simțim în siguranță, fie că suntem în partea dorsală de deconectare, de împietrire, sau suntem în starea de luptă-fugă. Și o misiune de-a mea este să ajut oamenii cu care lucrez să dezvolte un vocabular, pentru că avem nevoie să putem să exprimăm ce se întâmplă în interiorul nostru, pentru a ne putea conecta cât mai cu intenție și cât mai cu putere la starea asta de siguranță. Iubesc cartea lui Deb Dana, este minunată și este minunată în primul rând pentru că pe lângă faptul că are un limbaj foarte accesibil, chiar dacă urmărești exercițiile din această carte, nu numai că ai șanse să creezi modele noi de răspuns, dar chiar poți să intri în contact cu tine poate mai profund decât ai făcut-o până atunci. Pentru că multe exerciții sunt tocmai despre a te ajuta să mapezi și să definești ce înseamnă siguranța pentru tine, în ce momente te simți în pericol, în ce momente simți că nu mai ai resurse. Și cu cât mapăm asta mai bine, cu atât după aia știm să navigăm prin interiorul nostru, prin viață. Deci siguranța este cuvântul cheie și un alt cuvânt cheie este reziliența. Pentru că este utopic să credem că o să trăim doar în siguranță și, bineînțeles, organismul nostru n-a fost gândit în așa fel, în acest fel. Este important să știm că putem să răspundem la pericol în cel mai potrivit mod și câteodată, credeți sau nu, cel mai potrivit mod este să înghețăm. Dar câteodată trebuie să ne luptăm sau să fugim, dar de fiecare dată trebuie să ne întoarcem la starea de conectare. Deci, întoarcerea la starea de conectare din nou și din nou se numește reziliență. Rupturile pe care poate le-am avut în atașament, atâta timp cât au reparare, se numește reziliență. Deci, nu trebuie să ne atașăm de siguranță și să ne facem așa un paravan și să zicem, gata, sunt în siguranță, pentru că, din păcate, aia va fi o siguranță falsă. Ce nevoie să ne antrenăm, să ne tot întoarcem către siguranță și să o prioritizăm. Așa, prima întrebare, ca la școală. Prima întrebare a fost despre cele trei principii și mi se pare important să le numim cumva așa ca niște stele călăuzitoare. Primul principiu este cel al ierarhiei.
Acest sistem nervos autonom are două ramuri, cea simpatică, care e câteodată mai puțin simpatică, de fapt, pentru că te duce înspre luptă sau înspre fugă, și cealaltă parte, parasimpatică, ce mulți oameni au zis, asta chiar e de fapt simpatică, pentru că e rest and digest, aici mâncăm, aici ne simțim bine, ne relaxăm, însă de fapt ea mai are și o parte, care e cea mai veche parte a noastră, cea reptiliană despre care spuneați, care nu e așa simpatică, pentru că ne îngheață până când poate leșinăm, e o pseudomoarte, o simulare a morții, de fapt, care organismul nostru, la momentul respectiv, crede că e cea mai bună soluție. Evolutiv, apropo de ierarhie, am început reptilian, răspunsul nostru la pericol era dorsal, atâta știam, atâta făceam, apoi ne-am dus înspre mamifere și am zis, opa, stai că e bine să mai socializăm, avem nevoie să avem grijă de puii noștri, ia uite ce bine ne înțelegem noi și avem șanse mai mari să supraviețuim, și atunci avem acest răspuns ventral, da, până la urmă, care ne ducem înspre conexiune. Și, bineînțeles, avem și partea de luptă despre care am spus-o, da? Deci, ierarhia este că avem dorsal, mamalian și simpatic și mamalian. E important să știm și, Deb, Dana, am văzut are exerciții bune pe a înțelege că noi avem toate aceste răspunsuri la pericol și a vedea în care suntem mai mulți, nu că putem noi să pocnim din degete și să intrăm în răspunsul respectiv, ci pentru a învăța să navigăm. Pentru că sunt trigăre care ne duc într-unul sau altul din răspunsuri, dar e important mereu să cultivăm ventralul, partea de conexiune, adică, da? Celălalt principiu era cel al neurocepției, da? Neurocepția, un cuvânt, așa cum ai zis, exotic, da? Sună periecios, dar de fapt e cool să știi cuvinte mari din astea, adică hai să dăm, da? Deci neurocepția este acest simț de care noi nu suntem conștienți, care lucrează pe acolo pe subsidiar și în mod constant verifică, sunt în siguranță sau nu sunt în siguranță. Își face treaba, noi nu știm decât când ne pocnește. Da? Dar e important să înțelegem că în mod constant noi avem această analiză inconștientă. Și ce lucrez eu cu clienții mei, mai ales când lucrez somatic, este despre orice gând ai, orice mișcare, orice poveste pe care o aduci, ne întoarce mereu și mereu cum se simte asta în corp. Cum se simte asta în corp. La un moment dat v-am spus, poate devine enervantă. Tocmai m-ai întrebat de ce să mai simt ceva diferit. Pentru că neurocepția la orice mic stimul poate să aducă o schimbare în interiorul nostru. Deci e important să știm că cineva lucrează acolo, cineva, ceva. Și al treilea, și cel, nu știu, nu e cel mai important, dar este foarte important, ba este cel mai important, coreglarea. Al treilea principiu. Pe principiu suntem aici, nu putem fără oameni. Apropo de coreglare, tocmai a venit soțul meu, a venit cu prietena mea. Deci faptul că sunt ei aici, simt că mi s-a liniștit sistemul, faptul că o cunosc pe Madi la fel, pe Sorin, l-am cunoscut pe colege, Andrei aici, de față zâmbitoare, zâmbetele. Deci e nevoie, noi putem să ne vindecăm împreună și avem nevoie de însoțire pentru că am pornit în cea mai mare intimitate posibilă, am fost în burta mamei noastre, unde coreglarea se întâmpla fără să facem nimic. Și am ieșit în lumea asta și am zis, opa, trebuie să facem ceva. Avem nevoie unii de alții. Conștient. Da? Deci, cam atâta. Bine să vă zic acum. Da. După un discurs care a explicat atât de clar și inteligibil lucrurile atât de aparent grele și exotice din teoria polivagală, aș vrea să o rog pe Mădă să completeze un pic cu partea de experiență corporală toată această informație teoretică. Pentru că mai devreme, foarte amuzant, vorbeam despre Alan Watts și despre un titlu celebru al lui care se numește Înțelepciunea Nesiguranței și despre vremurile astea pre-pandemie, during pandemie și post-pandemie, în care învățăm să fim extrem de înțelepți navigând prin furtună, doar câteodată corpul nostru începe să spună, bă, cam de cât timp durează furtuna asta, că simt că nu mai am resurse să mai ajungem și la finalul furtunii. Și aș vrea să te întreb, Mădă, în practica ta yoga și în formarea ta tre, și în lucru cu fascia, și în lucru cu tremurul corporal, și cu polivagală, în ce fel
ajungi să înțelegi înțelepciunea nesiguranței sau dacă în spatele nesiguranței întotdeauna de fapt nu cumva căutăm un anume tip de siguranță din ce în ce mai rafinată, dacă nu cumva învățăturile budiste ajung de fapt să vorbească ceva ce știi și Stephen Porges spune, și anume că întotdeauna ești cablat neuronal și biologic, evolutiv, să te dezatașezi sau să te atașezi într-un mod în care ție asta să îți soluționeze problema. Vreau să fiu bine în orice situație. Întreb doar. O să mulțumesc, Andreea, pentru întrebare. Revin puțin la ce ne spunea Ana mai devreme despre neurocepție, un simț pe care îl avem cu toții și care, de fapt, este la baza oricărei experiențe trăite. Pentru că înainte de a avea realitatea asta așa cognitivă pe care o înțelegem, că Ana e în dreapta mea, că l-avem aici pe Sorin în stânga, corpul meu, în mod constant, toate senzațiile și toate luminile și tot stimulii îi receptează. Înainte de a ști ce se întâmplă factual, e un strat mai jos, sunt emoțiile pe care aș putea poate să le numesc, poate sunt puțin emotivă, poate sunt puțin agitată acum. Sub emoții sunt niște senzații fizice pe care și pe astea aș putea să le identific. Că poate îmi tremură puțin vocea, că îmi simt un picior că apasă mai mult pe podea, celălalt e mai instabil. Dar pe sub asta ce este? Pe sub asta este neurocepția. Neurocepția care, de fapt, e una dintre cele trei stări despre care ne povestea Ana mai devreme și între care noi pendulăm de-a lungul unei zile. Putem să fim prin toate, mai mult, mai puțin, și e complet sănătos să pendulăm printre ele. Și revenind la întrebarea Andreei, e foarte interesant că de când am intrat în contact cu teoria polivagală, mi se demonstrează înțelepciunea din practica yoga, unde acum 2000, 3000, 4000 de ani nu se știau toate lucrurile astea științifice, dar ele funcționează. Și de ce funcționează? E foarte interesant pentru cine e și cunoscător de canalele energetice, de nadis, de chakre. Dacă ne ducem în teoria polivagală și ne uităm unde sunt centrii de siguranță la baza coloanei, unde sunt centrii de conectare și conexiune emoțională în partea superioară a corpului, se leagă excelent cu teoria polivagală, unde simțul de supraviețuire este clar simpaticul, stimulat în subdiafragmă, mai sus de diafragmă, vorbim despre chakra inimii, vorbim despre conectarea cu noi înșine, dar evident și cu ceilalți. Clar, practica yoga ne ajută să ne rafinăm percepția corpului. Să pot să-mi dau seama nu numai de presiunea corpului pe care o am acum pe scaun, dar și de mici subtilități care se întâmplă în interior. Și fiecare pas pe care îl facem, fiecare act, fiecare vorbă pe care o spunem are întotdeauna un ecou în interiorul nostru. Și cu cât devenim mai conștienți de ecourile astea, cu atât ne putem da seama, de fapt, dacă chiar ne simțim în siguranță într-o situație, dacă situația respectivă chiar ne face bine și mai mult de atât, și a zice, într-adevăr, al treilea principiu al teoriei polivagale e și pentru mine cel mai important, cel de coreglare, cel de conexiune, ne putem da seama dacă o persoană, interacțiunea cu o persoană, ne face bine sau nu. Și în funcție de asta, de fapt, să începem să ne ghidăm altfel viața, mai puțin cognitiv, mai mult spre a ne construi o rețea de siguranță, dacă îi putem spune așa, o comunitate în care să ne simțim cu adevărat bine. Și asta construiește mult și pe o altă carte care îmi place foarte mult, de la editura Herald, Apartenența. Pe care eu am vrut foarte mult să studiez mai mult în zona de științe ale sistemului nervos și pe a lucra în comunitate, simțind că practica yoga e foarte bine ancorată la nivel individual, dar lucrând în grupuri, lucrând cu oamenii într-un mod mult mai explicit, ajungem să avem niște revelații și un nivel de autoreglare mult mai, mult mai profund. Mulțumim foarte mult, Mădălina, Ana, Andreea. Pentru că înainte de a-i da cuvântul Liviei,
Pentru că a fost folosit cuvântul neurocepție mai devreme ca principiu. Neurocepția este ceea ce simțim la nivel de senzații în corp. Percepția e ceea ce interpretăm din aceste semnale corporale. Și pentru că mai devreme a fost pomenit de către Bianca numele lui Daniel Siegel, vă invit cu această ocazie și mâine, pentru că în deschiderea zilei de duminică, ultima zi de târg, vom avea eveniment cu cartea lui Daniel Siegel, Mintea și creierul adolescentului. Și aș mai adăuga, pe lângă numele care au fost menționate mai devreme, oameni de știință, în zona neuroștiințelor, l-aș aminti și pe Peter Levine, da, pentru că vorbim despre somatic experiencing. Și în curând, poate, da, și David Berceli, unde Mădălina, dacă nu mă înșel, are formare. Și, parcă așa, și Ana, da. Și Ana. Este o practică care lucrează cu sistemul nervos autonom foarte profund prin reactivarea mecanismului natural de tremurat al corpului, care ajută la eliberarea încărcăturii de stres din organism. E un mod prin care direct putem să intrăm în contact cu sistemul nervos autonom, pentru că așa poate să pară ceva, când citim termenii ăștia și de neurocepție, am de studiat ani întregi, cum îl simt în corpul meu. Aș vrea să mai spun ceva despre neurocepție, dacă e posibil, că suntem tot timpul în contact cu ea și sigur, și toată lumea de aici a identificat-o când intrăm într-o cameră și deodată ne simțim bine și oamenii care sunt acolo ne ajută să ne relaxăm versus ne întâlnim cu cineva fără să ne spună absolut nimic, ne dăm seama că poate persoana respectivă e agitată sau e nervoasă și simțim cumva și în interiorul nostru. Poate îi spunem intuiție, poate îi spunem, nu știu, așa să le simți, poate că avem empatie și ne rezonăm. Dar aceea e neurocepția care ne dă semnale tot timpul despre starea din exterior și dintre noi și din interior. Mulțumim, Madalina. Lidia Șerban, psihoterapeut, reprezentant Polivagal România, și aș aminti aici două instituții importante care poate au legătură cu cărțile pe care le lansăm astăzi, Institutul de Psihoterapie Integrativă și de asemenea Polivagal România, partener al Polivagal din Statele Unite ale Americii. Livia, avem trei sisteme autonome de funcționare: vagal dorsal, care ne dă reacții automatizate și inconștiente de imobilizare, ca reptilele; simpatic, care ne dă reacții de automatizare inconștiente de luptă sau fugi; și sistemul vagal ventral, care ne dă reacții automatizate și inconștiente de conectare și angajare socială și de siguranță, așa cum invitatele noastre au pomenit mai devreme. Aceste sisteme autonome sunt inconștiente, sunt de natură evolutivă, adică au apărut în ființa umană odată cu evoluția de la reptile la mamifere. Cum le observăm, cum le ascultăm, cum le recunoaștem și cum se activează fiecare dintre aceste sisteme autonome de răspuns corporal? Bună ziua! Și mulțumesc pentru invitație și scuze de întârzierea inițială, m-am adaptat mai greu. Așa cum au spus colegele mele și cum ai spus și tu, sunt mecanisme inconștiente, sunt procese inconștiente pe care le putem recunoaște cu ajutorul acestui obicei de a scana, de a ne scana în mod conștient corpul și senzațiile corporale. De obicei, în viața de zi cu zi, tindem să mergem parcă pe pilot automat, prea mult ancorați într-o lume a cognitivului, într-o lume a ideilor, a gândurilor, care e foarte valoroasă și care ne ajută să ne atingem obiectivele, însă uităm de corp. Atunci când faci această practică de a-ți scana, poți să observi și poți să începi, și Deb Dana propune în cartea ei un exercițiu de, îl numește, cred că, alfabetul autonom. Și
e un, cu fiecare literă poți să găsești stări care să reprezinte anumite senzații și emoții pe care le identifici în corpul tău. De exemplu, cu litera A, atunci când sunt în starea vagal dorsală, ce aș putea? Mă simt poate, haide să vedem, amenințat, anxios, da? Amorțit, anesteziat, da? Când avem chiar fizic intervenții chirurgicale și apare acea... când suntem anesteziați la propriu, dar unor ne anesteziem fizic atunci când suntem în pericol, datorită faptului că se descarcă o cantitate foarte mare de hormoni care ne amorțesc, atunci putem face față durerii. Și apropo de acest aspect și de mecanismele noastre de supraviețuire pe care tindem să le să le minimizăm, tindem să spunem, da, eu nu vreau să am mecanismele astea de supraviețuire, pentru că avem impresia că supraviețuirea e ceva așa, la figurat. Nu, supraviețuirea e, ar fi să o folosim cu sens propriu, este pe bune că supraviețuim. Și atunci când în mod real suntem într-un pericol care ne amenință viața, e o idee bună să nu mai simți și să te amorțești. Problema apare că atunci când în zilele noastre interpretăm stimuli care nu amenință cu adevărat viața și îi confundăm cu stimuli care ar putea interpretăm a fi foarte amenințători, mai amenințători decât sunt în realitate. Apoi putem merge mai sus, pe următoarea treaptă a ierarhiei autonome, în starea de luptă sau fugă, și haideți să vedem cu litera A ce putem să identificăm aici, ca stări, ca emoții, da? Alert, agitat, da, agitat, anger, da, în engleză, da. Și luând fiecare literă alfabetului în parte, sau putem să ne jucăm, putem să fim jucăuși, să știți că această capacitate a noastră de a fi jucăuși ca adulți este un semn de bună funcționare a sistemului nervos autonom. Este foarte important să ne amintim să ne jucăm. Haideți să luăm numele noastre, fiecare, și cu fiecare literă să găsim un cuvânt care să reprezinte una dintre stările acestea. Da? Cu L, ce aș putea spune despre starea de activare simpatică, foarte simpatică și chiar e simpatică, pentru că mi-a plăcut și eu folosesc în terapie această expresie, chiar e simpatică, pentru că ea ne ajută să rămânem în viață atunci când avem nevoie să rămânem în viață. Da? Nu mai e simpatică atunci când nu chiar suntem amenințați cu adevărat, devine antipatică, dar atunci apare starea parasimpatică ventrală, care e ultima treaptă a ierarhiei, de altfel și cea mai nouă, și care ne ajută să ne reglăm ritmul cardiac și să ne reglăm, să revenim la starea de siguranță, să reușim să ne simțim din nou ocrotiți. La un moment dat, prin facultate, ne pusese o profesoară un filmuleț cu fica lui Eric Erickson. Îmi scapă numele. Mă rog, nu contează. Ideea este că ea, în transele hipnotice, evita cuvântul siguranță, în ideea că ar putea clientul să se ducă cu gândul la nesiguranță și hai să folosim ceva care nu poate avea ne în spate sau nu atât de ușor, nu atât de mult folosit. Și folosea un sinonim. Dar acum mă bucur foarte tare că Deb Dana și Stephen Porges vin cu o nouă semnificație pentru termenul siguranță, astfel încât chiar să ancorăm mult mai puternic acest termen în sensul lui real, fără să ne mai fugă așa, fără să mai alunecăm imediat, da, dacă pierd siguranța. Mi-a plăcut cum ai pus în evidență această preocupare de a rămâne flexibil și a înțelege că și dacă uneori nu ne simțim chiar în siguranță, avem și capacitatea să revenim la starea aceea de fericire, de plăcere, pentru că structurile noastre nervoase ventral-vagale, da, vagul ventral, practic,
este responsabil de starea noastră de bine. Prin simplul fapt că reglează ritmul cardiac, da? Și în felul acesta, cum spuneam aseară în emisiune, ne purtăm inima pe față, pentru că atunci când suntem în relație unii cu alții și noi suntem trăim datorită faptului că suntem în relație unii cu alții, în felul acesta ne asigurăm coreglarea. Deb Dana spune, pentru a fi capabil de autoreglare emoțională, avem nevoie de o bază solidă de coreglare emoțională. Nu ne putem autoregla la nesfârșit. La un moment dat, chiar și ca adulți, avem nevoie. Și dacă ne ducem pe zona asta de parentalitate, eu foarte mult lucrez cu părinți care au dificultăți de gestionare a agresivității chiar în relație cu copiii lor și ei vin efectiv cu inima frântă pentru că fac gesturi pe care le regretă profund și acum e presiunea socială foarte mare pe fiecare părinte, iar ei se confruntă, știu foarte bine ce au de făcut, citesc cărți peste cărți, citesc enorm, dar zic, dar eu nu pot să pun în practică. Dar de ce nu pot să pun în practică ceea ce tot citesc? De ce nu pot să-mi stăpânesc furia atunci când copilul face o gafă despre care știu că e normal să o facă, pentru că e în creștere? Și ei, de fapt, ce au nevoie și ce îi ajută foarte mult să înțeleagă și să rămână ventral vagali, să rămână în starea aceasta de activare ventrală, în prezența imaginii lor despre ei înșiși, nu tocmai dorită. Adică să experimenteze, și Deb Dana vorbește, da, cu autocompasiunea, care nu înseamnă autocompătimire, înseamnă autocompasiune, adică să mă pot uita la mine, la ceea ce am, fără a mă identifica cu ceea ce am, pentru că eu nu sunt comportamentele mele, eu am niște comportamente care nu mă definesc ca esență, ci sunt, răspund unor nevoi pe care le am până la urmă, da? Și atunci, în momentul în care ei reușesc să se uită cu mai multă acceptare la aceste aspecte ale personalității pe care o au, nu sunt, da? Atunci ei reușesc să își tonifieze vagul ventral și să facă față cu mult mai eficient situațiilor de zi cu zi pe care le întâlnesc nu doar în relație cu copiii, ei vin cu obiectiv pe relația cu copilul, dar de fapt beneficiile sunt mult mai ample în mult mai multe direcții. Și da. Cea mai bună zi să facem foarte multe completări. Siguranță, da? Ok, o să fac o scurtă metaforă comparativă. Și Deb Dana în cartea ei practică, plină de 50 de exerciții care pot fi folosite de terapeuți, de lideri, de coach, de trainer, de noi înșine, în lucru cu noi înșine. Și Porges în cartea sa de teorie. Și le putem lua la pachet sau separat în funcție de nevoia noastră din acest moment. Nu le luați pe amândouă dacă nu aveți nevoie de amândouă. Și asta, de fapt, v-a făcut, nu? Să vă simțiți în siguranță deja. Aș vrea să fac o scurtă metaforă și să spun că acest nerv vag și modul în care Porges explică teoria polivagală este aproape 1-1, dacă vrei să vezi cu adevărat asta, cu ceea ce în Sefirot, în copacul vieții, este explicat în integrarea înțelepciunii din copacul vieții. Nervul vag călătorește prin tot corpul nostru în funcție de modul în care simte să răspundă la stimul din exterior, activează înțelepciunea din diverse arii ale corpului nostru, așa cum spunea și Mădălina, iar ce se întâmplă la nivel psihic în universul nostru interior este că dăm răspunsuri parțial pe automat. Dacă citim aceste două cărți, o să învățăm să observăm răspunsurile automate, să le acceptăm, să ne dăm seama din ce parte de înțelepciune din corpul nostru vin și poate să facem ceva bun cu ele. Nu să le negăm, nu să le băgăm sub preș, ci pur și simplu să le integrăm vagal-ventral și să facem din viața noastră până la urmă, cum ai spus,
o mare inimă pe care să o purtăm pe față, pentru că doar acceptând toate experiențele pe care le avem, de fapt, viața începe să devină extraordinar de exotică și spumoasă, să fie trăită cu bune și cu rele. Să facem o croazieră între stări, menținându-ne starea ventral-vagală, cu alte cuvinte. Iubirea de sine, da. Și voiam să mai spun o chestie. Era o metaforă foarte frumoasă. Corăbile sunt foarte în siguranță în port, dar oare ele sunt făcute să stea toată viața acolo? Și aș vrea să adaug ceva ce eu le transmit părinților în cabinet, în practica cu familiile, un adult care a uitat să se mai joace pe jumătate mort. Așa că încurajez la joc, joc în cuplu, joc în familie, joc cu copii, aveți copii, n-aveți copii, vă puteți și jocul la locul de muncă. Angajarea prin joc este semn de sănătate emoțională. Mulțumim foarte mult, așadar au fost alături de noi Lidia Șerban, psihoterapeut, reprezentant Polivagal România, Ana Silivaș, life coach, Camelia Ruxandar, psiholog, psihoterapeut, Bianca Poptean, psiholog, jurnalist medical, Mădălina Bozeanu, instructor yoga, terapeut somatic, Andreea Tincea, senior editor Herald, colega mea care a lucrat la aceste minunate cărți pe care vi le recomandăm cu mare, mare drag. Așadar, ghidul teoriei polivagale de Stephen Porges și cum ne recăpătăm starea de bine, conectare și siguranță, 50 de practici polivagale pentru corp și minte de Dave Tena. Vă mulțumim foarte mult și vă invităm la următorul eveniment aici la standul editurii Herald.